Bună! Numele meu este Monica Marin, profesor de limba și literatura română la Colegiul Național Ile Caragiale Ploiești și pasionată de tot ceea ce înseamnă dezvoltare personală și comunicare. Încă de la început, țin să menționez faptul că acest material este în exclusivitate pentru Observatorul Prahovean. Oare de ce este important să citim? De ce este bine să ne facem timp să citim? Se spune că ești ceea ce citești. Lectura este pentru minte ceea ce este sportul pentru corp. Dacă vrei să-ți menții mintea sănătoasă, atunci antrenează-o zilnic. Printre cele mai importante motive pentru care să citești, aș menționa următoarele. Îți oferă cunoștințe noi, îți reduce stresul și depresia. Conform studiilor, cine citește mai mult are un nivel de stres mai scăzut. Și asta pentru că te pierzi în detaliile cărții și uiți de toate grijile tale zilnice. Îți dezvoltă creierul și asemenea unui puzzle îți antrenează mintea, ba chiar îți poate încetini dezvoltarea bolii Alzheimer. Îți îmbunătățește memoria. Îți extinde nivelul de creativitate și îți dezvoltă abilitățile de gândire critică. Îți perfecționează comunicarea, vocabularul și felul în care scrii. Te ajută să te concentrezi. Te ajută să te detensionezi de la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău și te ajută să te transpui în ceea ce se întâmplă în carte. Te motivează și asta pentru că te inspiră să fii un om mai bun. Devii mult mai empatic și mult mai tolerant. Ai mai multă atenție în ceea ce privește pe ceilalți și îți dorești să sari mai mult în ajutorul lor. Îți dezvoltă capacitatea de a socializa. Te ajută să dormi mai bine și asta pentru că te relaxează. Te ajută să înveți în ritm propriu. Știai că cei mai bine plătiți oameni citesc în medie între 2 și 3 ore? Știi că oamenii cu poziții importante în lume citesc mult? Bill Gates, Zuckerberg, Obama. Lectura îți oferă timp, îți oferă timp de calitate cu tine însuți. Citind, nu ești niciodată singur, dar mai ales nu există efectele lumii digitale. Spor la citit!